Pentru a se dezvolta bine, răsadurile trebuie fertilizate. Utilizați la început un îngrășământ pe bază de fosfor și potasiu. Fosforul și potasiul vor stimula formarea unui sistem radicular puternic și o rădăcină puternică. Rădăcinile puternice sunt cheia pentru răsaduri scăzute și productive. Puteți prepara un îngrășământ pe bază de cenușă din lemn, căci cenușa conține fosfor, potasiu, calciu, fier, magneziu și multe alte oligoelemente necesare dezvoltării răsadurilor. Avem nevoie de un litru de apă la care adăugăm o lingură de cenușă din lemn. Cu cât mai proaspătă, cu atât mai bine. Soluția se lasă să stea câteva ore și ideal ar fi să stea peste noapte. Soluția se lasă descoperită la temperatura camerei. Se folosește doar la răsadurile care au frunze adevărate și nu se folosește la răsadurile abia răsărite. Ideal ar fi să evitați să atingeți frunzele și să udați doar pământul din jurul lor. Pentru acest lucru eu folosesc o seringă mare. Se poate folosi o dată la 2 săptămâni și se poate folosi la toate răsadurile de legume și alte culturi.